Bine ați venit sau revenit pe acest canal de YouTube. Numele meu este Andreea și în video de astăzi o să croșetăm împreună păpușica Zâna Zăpezilor. Bun, dragile mele, și după cum v-am spus, în video de astăzi o să facem împreună Zâna Zăpezilor. Doar că cu alte nuanțe puteți să o faceți și pe mini Crăciunița mea. Eu la Zâna Zăpezilor am lucrat corpul cu alb, la rochiță, după cum observați, am pus și roz, iar la mini Crăciuniță i-am făcut corpul cu culoarea pielii, după care am continuat cu roșu și cu alb la haine. Bun, dragile mele, și înainte să ne apucăm de treapă, trebuie să vă spun să mergeți la video cu păpușica mini Rebecca Maria și de acolo să îi faceți corpul păpușii noastre. Doar că pentru păpușica Zâna Zăpezilor trebuie să îi faceți corpul cu alb. Partea de sus de la cap să o terminați cu roz pentru a putea să aveți aceeași nuanță cu părul nostru. Iar dacă vreți să faceți și mini Crăciunița noastră, o faceți cu culoarea pielii. Eu zic să începem! Bun, dragele mele, și pentru a face rochița noastră o să avem nevoie de două nuanțe, de alb și de un roz foarte deschis. Și prima oară începem cu albul. Și de început facem 15 ochiuri de lanț. După care facem, din ochiul 2, facem un piciorul scurt. Și în următorul ochi facem o înmulțire. Și așa facem tot rândul. Un piciorul scurt, o înmulțire, iar la finalul rândului trebuie să avem 21 de piciorușe. Când ajungeți la finalul rândului, faceți un ochi de lanț, întoarceți lucru și rândul 2 îl facem cu 21 de piciorușe. Rândul 3 îl facem în felul următor. Facem două piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui, 1, 2, după care facem o înmulțire și așa facem tot rândul. Două piciorușe scurte, o înmulțire, iar la finalul rândului trebuie să avem 28 de piciorușe. Dacă rândul 3 îl terminăm cu 28 de piciorușe, rândul 4 îl facem tot cu 28 de piciorușe. Ne întâlnim la rândul 5 să facem mai departe împreună. Dacă rândul 4 este gata, acum la rândul 5 facem în felul următor. Facem 3 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui, 2, și îl facem și pe al treilea, după care facem o înmulțire. Și așa facem tot rândul, 3 piciorușe scurte, o înmulțire, iar la finalul rândului trebuie să avem 35 de piciorușe. Dacă rândul 5 îl terminăm cu 35 de piciorușe, rândul 6 îl facem tot cu 35 de piciorușe. Ne întâlnim la rândul 7 să facem mai departe împreună. Acum, la rândul 7 facem în felul următor. Facem 6 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, după care facem o înmulțire și așa facem tot rândul, 6 piciorușe, o înmulțire, iar la finalul rândului trebuie să avem 40 de piciorușe. Ne întâlnim la rândul 8 să facem mai departe împreună. Acum, la rândul 8 facem în felul următor, facem 5 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui, 2, 3, 4 și îl facem și pe al cincelea, după care facem 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, sărim 9 ochiuri aici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și în al 10-lea ne prindem și facem 12 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
9, 10, 11 și îl facem și pe al 12-lea, după care facem 4 ochiuri de lanț, 3, 4, sărim din nou 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și în al 10-lea ne prindem și facem încă 5 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4 și îl facem și pe al 5-lea. Facem ochi de lanț și întoarcem lucru. La rândul 9 facem în felul următor. Facem prima oară 5 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4 și îl facem și pe al 5-lea. După care facem în ochiurile de lanț, facem câte 4 piciorușe, continuăm cu 12 piciorușe, facem aici 4 piciorușe și aici continuăm cu 5 piciorușe. La finalul rândului 9 trebuie să avem 30 de piciorușe scurte. Rândul 10 îl facem tot cu 30 de piciorușe scurte. Ne întâlnim la rândul 11 să facem mai departe împreună. Acum, la rândul 11 facem în felul următor. Facem 4 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui 2, 3 și îl facem și pe al 4-lea, după care facem o scădere. Eu v-am mai arătat cum să fac scăderile la partea asta, dar vă arăt din nou. Introducem în primul ochi, scoatem jeteu, introducem în al doilea ochi, scoatem jeteu și le închidem pe toate 3. Da? Și asta este o scădere. Facem din nou 4 piciorușe scurte, 2, 3, 4, după care facem din nou o scădere. Introducem jeteu, introducem croșeta în primul ochi, scoatem jeteu, introducem croșeta în ochiul următor, scoatem jeteu și le închidem pe toate 3. Și așa faceți tot rândul, 4 piciorușe, o scădere, iar la finalul rândului 11 trebuie să aveți 25 de piciorușe. Faceți și rândul 12 cu 25 de piciorușe, după care ne întâlnim să facem mai departe împreună. Când ajungeți la ultimul ochi de la rândul 12, îl faceți doar de jumătate, pentru că acolo o să ne întâlnim să schimbăm ața. Și dacă am ajuns la ultimul picioruș de la rândul 12, l-am lucrat doar de jumătate, îmi iau ață roz și închid ultimul picioruș, îl închid cu ață roz. Fac un ochi de lanț, întorc lucru și fac rândul 13 și 14, le fac cu 25 de piciorușe cu ață roz. După ce termin rândul 13 și rândul 14, ne întâlnim să facem mai departe împreună. Doar că ața aceasta albă nu o tăiem, o lăsăm aici pentru că o să avem nevoie de ea de la rândul 15. Deci facem două rânduri cu roz, după care ne întâlnim să facem mai departe. Și dacă am ajuns la ultimul picioruș de la rândul 14, îl fac doar de jumătate și îl închid cu ață albă. După care îmi iau partea aceasta de la rochie și mă prind cu un pas alunecat, după care îmi scrim croșeta cu croșeta de 2,25 și fac două ochiuri de lanț. Ața roz o tăiem și ne ascundem în lucru. Dacă am făcut două ochiuri de lanț, asta înseamnă că începem un model cu piciorușe înalte și ne luăm jeteu pe croșetă și fix aici unde ne-am prins cu pasul alunecat facem primul grup de 3 piciorușe înalte. 1, 2 și îl facem și pe al 3-lea, după care fac un ochi de lanț. Îmi iau jeteu pe croșetă, sar aici un ochi și în următorul ochi fac din nou un grup de 3 piciorușe înalte. 2 și îl fac și pe al 3-lea.
Din nou fac un ochi de lanț, îmi iau jeteu pe croșetă, sar un ochi și în următorul fac din nou un grup de piciorușe înalte. Și așa facem tot rândul, da? Facem într-un ochi un grup de piciorușe înalte, de 3 piciorușe înalte, facem ochi de lanț, sărim un ochi și în următorul ochi facem din nou un grup de 3 piciorușe înalte. Așa faceți tot rândul, dragilor. După ce terminați rândul 15, ne întâlnim să facem rândul 16 împreună. Și dacă am ajuns la finalul rândului 15, da? Avem aici ochiurile de lanț făcute la început. Alea le lăsăm așa cum sunt ele. Aici, în primul ochi, de deasupra la piciorul înalt, ne prindem cu un pas alunecat, după care facem 2 ochiuri de lanț. Și acum o să vă arăt cum trebuie să lucrăm mai departe. În fiecare loc unde avem ochiul de lanț făcut, acolo o să facem câte un model. Și vine făcut așa, luăm jeteu și facem 3 piciorușe înalte, 1, 2, 3, după care facem 2 ochiuri de lanț. Tot în același loc mai facem încă 3 piciorușe înalte, 1, 2 și îl facem și pe al treilea, după care sărim direct la următorul ochi de lanț și facem din nou 3 piciorușe înalte, 1, 2, 3, după care 2 ochiuri de lanț și exact în același loc mai facem încă 3 piciorușe înalte. Și avem făcute primele 2 modele. Trebuie să facem în total 12 modele pe rând. Facem toate modelele până la final, după care ne întâlnim să facem mai departe împreună. Și dacă rândul 16 este gata, acum aici avem ochiurile de lanț și fix în primul ochi, de deasupra primului picioruș înalt, ne prindem cu un pas alunecat, după care facem 2 ochiuri de lanț. Și acum facem exact ce am făcut la rândul 16, facem în felul următor. Aici, unde avem ochiurile de lanț, acolo facem din nou modelul. 3 piciorușe înalte, 2, 3, 2 ochiuri de lanț și încă 3 piciorușe înalte. Și așa facem tot rândul. Și faceți singure, faceți rândul 17, care l-am început acum, rândul 18 și rândul 19. După ce terminăm rândul 19, ne tăiem ața și revenim să facem mai departe împreună. Și dacă am terminat rândul 19, acum rândul 20 îl facem exact la fel, doar că îl facem cu roz. Facem 2 ochiuri de lanț, ața aceasta albă ne-o ascundem după aceea, da? Și rozul acesta la fel, ni le ascundem după aia, după ce terminăm și facem aceeași treabă în fiecare loc. Unde avem ochiurile de lanț, ne facem modelul nostru. 3 piciorușe înalte, 2 ochiuri de lanț și încă o dată 3 piciorușe înalte. Așa facem tot rândul. După ce terminăm rândul 20 cu roz, ne tăiem ața, ne o ascundem, după care continuăm mai departe cu cizmele păpușii noastre. Bun, dragile mele, și dacă am terminat cu rochița, tot cu roz și cu alb, facem mai departe cizmele păpușicii noastre și începem prima oară cu rozul și facem 7 ochiuri de lanț. Din ochiul 2 de lanț facem prima și prima oară o înmulțire, adică facem 2 piciorușe în același ochi. După care continuăm cu 4 piciorușe fiecare în ochiul lor. 1, îl facem și pe al doilea, îl facem și pe al treilea și îl facem și pe al patrulea. După care
În ultimul ochi facem 4 piciorușe împreună. Și vine 1, îl facem și pe al doilea, îl facem și pe al treilea, tot în același loc, și îl facem și pe al patrulea. După care continuăm cu încă 4 piciorușe scurte și vine 1, pala, facem și pe al doilea, îl facem și pe al treilea și îl facem și pe al patrulea. Și în ultimul ochi rămas facem o înmulțire, adică 2 piciorușe în același loc. Ne închidem rândul cu un pas alunecat, ochi de lanț. Ața asta de aici, așa din spate, ne-o tăiem când mai avem nevoie de ea. Ok. Și rândul 1 trebuie să-l terminăm cu 16 piciorușe scurte. Acum, la rândul 2, începem din primul ochi și facem prima înmulțire. Și în următorul ochi facem a doua înmulțire. După care continuăm rândul cu încă 4 piciorușe scurte. Și vine 1, 2, 3 și îl facem și pe al patrulea. După care continuăm cu 4 înmulțiri de piciorușe înalte de jumătate. Adică luăm jeteu, introducem, scoatem jeteu și scoatem pin toate 3. Prima înmulțire o avem gata și mai facem încă 3. După ce am terminat cele 4 înmulțiri de piciorușe înalte de jumătate, continuăm rândul cu încă 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4 și terminăm rândul cu 2 înmulțiri, adică 2 piciorușe în același loc, da? La finalul rândului trebuie să avem 24 de piciorușe. Închidem rândul cu un pas alunecat, ochi de lanț. Acum, rândul 3 îl facem prin V-ul din spate și trebuie să avem 24 de piciorușe scurte. Dacă rândul 3 îl terminăm cu 24 de piciorușe, rândul 4 îl facem tot cu 24 de piciorușe. Când ajungem la piciorușul 24 de la rândul 4, ne întâlnim să facem mai departe împreună. Când ajungem la piciorușul 24 de la rândul 4, îl facem doar de jumătate și îl închidem cu ață albă. Bun, și ne prindem cu un pas alunecat și facem ochi de lanț. Acum, ne tăiem ața roz, mai avem nevoie de ea, și facem rândul 5 și rândul 6, le facem tot cu 24 de piciorușe, doar că le facem cu ață albă. Când terminăm rândul 6, ne întâlnim să facem mai departe împreună. Bun, dragele mele, și dacă am terminat rândul 6 de făcut, acum cu silicon cald ne luăm și ne lipim bucățica aceasta de plastic pe talpa pantofiorului și punem puțin silicon cald înăuntru. Nu foarte mult, că e talpa mică. Și ne luăm plasticul și ne-l punem aici înăuntru. Așa, apăsăm puțin pe el, dar nu apăs cu mâna ca să nu mă ard. Ok, și talpa noastră s-a lipit. Și dacă am înlipit talpa 5 bunliței, acum la rândul 7 facem în felul următor. Facem 10 piciorușe scurte fiecare în ochiul lui și vine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 și îl facem și pe al 10-lea, după care facem două scăderi. Una după cealaltă, da? Și luăm V-ul din față de la două piciorușe, facem și încă o scădere și terminăm rândul cu încă 10 piciorușe scurte. Dacă rândul 7 l-am terminat cu 22 de piciorușe, acum la rândul 8 facem în felul următor. Facem 9 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și îl facem și pe al 9-lea, după care facem din nou două scăderi. O facem pe prima și o facem și pe a doua. Și trebuie să terminăm rândul cu încă 9 piciorușe scurte. La finalul rândului trebuie să avem 20 de piciorușe scurte. Acum, la rândul 9, facem în felul următor. Facem 7 piciorușe scurte fiecare în ochiul lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și îl facem și pe al 7-lea. După care continuăm cu 3 scăderi și vine o scădere, o facem și pe a doua scădere și o facem și pe a treia, după care terminăm rândul cu încă 7 piciorușe scurte. La finalul rândului trebuie să avem 17 piciorușe scurte. Acum, la rândul 10 facem din nou 7 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui. 2, 3, 4, 5, opala, facem și pe al 6-lea și îl facem și pe al 7-lea. După care facem din nou o scădere. Și terminăm rândul cu încă 8 piciorușe scurte. Aici avem un defect la aț, trebuie să văd cum să-l ascund. Și vine, perfect, îmi vine chiar la spate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și îl fac și pe al 8-lea și închid rândul cu un pas alunecat, ochi de lanț și rândul 10 l-am terminat cu 16 piciorușe scurte. Dacă rândul 10 îl terminăm cu 16 piciorușe scurte, prima oară ne băgăm cizmulița în picior pentru că de la rândul ăsta lucrăm cu cizmulița în picior. Vedeți, eu una o am gata în totalitate și acum o facem pe a doua. V-am spus, dacă rândul 10 l-am terminat cu 16 piciorușe scurte, acum avem de făcut încă 8 rânduri. Adică rândul 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 și rândul 18. Deci sunt 8 rânduri pe care trebuie să le faceți cu 16 piciorușe scurte. Când terminați rândul 18, vă tăiați ața și vă ascundeți aici în lucru. După care revenim să facem mai departe împreună. Și dacă am terminat de făcut cizmulițele, înainte de a merge mai departe, vreau să vă arăt ce o să fac eu acum. O să-mi iau buburuze din acestea mici, roz. Este un pic mai puternic decât rozul pe care l-am folosit eu la terminarea rochiței și la talpa cizmelor, doar că nu am din nuanța aceea de roz deschis, nu am. Și atunci o să-mi pun cu roz din acesta mai închis și o să pun prima aici și fiindcă sunt mai micuțe decât la cea cu roșu, o să pun 3. Voi dacă nu aveți, le puteți lăsa așa, nu trebuie să puneți neapărat și ăstea. Eu vreau numai să vă arăt ca să
Vedeți cum fac eu. Voi, dacă nu aveți, puteți să lăsați cizma așa simplă, pentru că arată bine și așa simplă. Eu vreau să-i mai pun ceva, să arate și mai bine. Și o iau și pe a treia. Și o lipesc. Vedeți că pun câte un punct. Opa! Opa! No. Mi s-a lipit acolo, ce ziceți? Așa. Pun câte un punct mic de silicon. Nu pun foarte mult. Și am pus-o și pe a treia. Fac aceeași treabă și la cealaltă cizmă, după care revin să facem mai departe împreună. Și dacă am terminat cu cizmulițele noastre, acum cu ață roz, facem 42 de ochiuri de lanț. Și ne prindem aici în primul ochi de lanț, ne prindem cu un pas alunecat, ochi de lanț și mai facem încă unul. Facem două ochiuri de lanț. Deoarece acum o să facem tot rândul cu 42 de piciorușe înalte. Deci facem în fiecare ochi, facem câte un picioruș înalt și vine 1, 2, 3, 4, 5 și tot așa până terminăm 42 de piciorușe înalte. Aici am început să facem căciulița păpușicii noastre. Deci faceți de jur împrejur cu 42 de piciorușe înalte, după care ne întâlnim să facem mai departe împreună. Bun, și dacă rândul 1 l-am terminat cu 42 de piciorușe înalte, acum la rândul 2 o să lucrăm. Vedeți, aici am făcut banda aceasta, este ca un elastic și am lucrat un picioruș prin față și unul prin spate și facem în felul următor. Luăm jeteu și la primul picioruș intrăm pe aici, vedeți? Și facem un picioruș înalt. Luăm jeteu, ne ducem prin spate și facem un picioruș înalt. Și așa facem tot rândul, da? Un picioruș îl lucrăm prin față și unul lucrăm prin spate. Și așa facem tot rândul. 42 de piciorușe înalte, unul prin față, unul prin spate, ca să ne facem elasticul căciulii noastre. Și dacă am ajuns la piciorușul 42 de la rândul 2, îl facem până avem două jeteuri pe croșetă și îl închidem cu alb. Ne prindem cu un pas alunecat și facem doar un ochi de lanț. Ne tăiem ața roz și acum facem rândul 3, 4 și 5, le facem cu 42 de piciorușe scurte. Da? Deci rândul 3, 4 și 5 le facem cu 42 de piciorușe. După ce terminăm rândul 5, ne întâlnim să facem mai departe împreună. Acum, la rândul 6, facem 5 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui și vine 1, 2, 3, 4, 5. După care facem o scădere și așa facem tot rândul. 5 piciorușe, o scădere, iar la finalul rândului trebuie să avem 36 de piciorușe. Acum la rândul 7 facem în felul următor. Facem 4 piciorușe scurte fiecare în ochiul lui. 1, 2, 3,
4, după care facem o scădere. Și așa facem tot rândul, 4 piciorușe, o scădere, iar la finalul rândului trebuie să avem 30 de piciorușe scurte. Dacă rândul 7 îl terminăm cu 30 de piciorușe scurte, rândul 8 îl facem tot cu 30 de piciorușe scurte. Ne întâlnim la rândul 9 să facem mai departe împreună. Acum, la rândul 9 facem în felul următor, facem 3 piciorușe scurte fiecare în ochiul lui și vine 1, 2, 3, după care facem o scădere și așa facem tot rândul, 3 piciorușe scurte, o scădere, iar la finalul rândului trebuie să avem 24 de piciorușe. Dacă rândul 9 îl terminăm cu 24 de piciorușe, rândul 10 îl facem tot cu 24 de piciorușe. Ne întâlnim la rândul 11 să facem mai departe împreună. Bun, și acum, la rândul 11, facem în felul următor. Facem un picioruș scurt și o scădere. Și așa facem tot rândul, un picioruș scurt, o scădere, iar la finalul rândului 11, trebuie să avem 16 piciorușe scurte. Dacă rândul 11 îl facem cu 16 piciorușe scurte, rândul 12 îl facem tot cu 16 piciorușe scurte. După ce terminăm rândul 12, ne tăiem așa o bucățică de ață mai lungă pentru a putea face aici sus închiderea. Dar eu, după ce termin rândul 12, revin să vă arăt cum facem închiderea. Și dacă am terminat rândul 12, vedeți, mi-am tăiat ața și mi-o trag aici așa afară și îmi iau un ac de cusut, bag ața în ac și iau V-ul ăsta din față de la fiecare picioruș în parte și vine 1, 2, 3 și mă duc așa până le iau pe toate 16, da? 4, opa, la 5, mă duc la următorul, le iau și pe al 6-lea, îl iau și pe al 7-lea, îl iau și pe al 8-lea, opa, așa, luăm și pe al 9-lea, luăm și pe al 10-lea, îl luăm și pe al 11-lea, îl luăm și pe al 12-lea, îl luăm și pe al 13-lea, al 14-lea, uite, și pe al 15-lea și acum pe ultimul, aici, și ne strângem ața cât putem noi de tare. În manceți, aveți grijă să nu vi se rupă. Și vedeți, s-a închis aici cercul ăsta frumos. Nu trebuie să ne forțăm să-l închidem de tot, pentru că o să vină pus aici ceva frumos sus și nu o să se vadă. Și ne coasem ața asta puțin, dăm o dată, de două ori. Și a treia oară facem și un nod. Eu îmi bag ața de două ori prin ață să fac nodul cât mai asigurat. Și îmi trag bine, îmi tai ața și revin cu pistolul de silicon cald. Și acum, dacă aici am pus rozul ăsta mai puternic și la căciuliță o să pun un roz așa mai puternic, da? Ca să ni se potrivească. Și fac în felul următor, iau pistolul și pun aici sus silicon cald. Oh, ce mult am scăpat! Stați numai puțin să-mi iau o parte din el jos și o să-l iau cu acu, că am pus chiar prea mult. Așa, bun. Îmi iau o parte din el jos și vin repede cu ăsta și mi-l prind aici. Apăs puțin până să lipește. Perfect, bun.
Și căciulița noastră este gata și o punem în cap la prințesica noastră. Vedeți ce bine arată? Ok. Revin să mergem mai departe. Bun, dragile mele, și acum cine dorește să facă aripioarele acestea de îngeraș, le puteți lucra alături de mine. Dacă nu, puteți să o lăsați așa cum este, să-i faceți doar ochișorii și să-i puneți părul. Dar mie mi-ar plăcea să-i pun aici așa în spate și o pereche de aripioare. Eu cred că o să arate frumos. Acum voi dacă vreți faceți, dacă nu, o lăsați așa și îi faceți doar ochișorii și îi puneți părul și atâta. Cine vrea să facă cu mine aripioara de îngeraș, își ia croșeta de 2,25, dar pe lângă croșeta de 2,25 să aveți lângă voi și o croșetă de 2. O să fie anumite locuri unde o să aveți nevoie de croșeta de 2, pentru că doar cu asta puteți să luați ochiușorul, dar eu o să vă arăt acum. Și prima și prima oară facem 16 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ochiuri de lanț. Din ochiul 2 de lanț începem și facem 15 pași alunecați, da? Deci vine pas alunecat, nu facem piciorul scurt, da? Introducem aici croșeta, luăm jeteu și scoatem direct, da? L-am făcut pe al doilea, îl facem și pe al treilea, îl facem și pe al patrulea, doar să încercați să nu lucrați foarte strâmt, că o să vă fie greu. Și facem tot așa până terminăm de făcut 15 pași alunecați. Când ajungem la finalul rândului, ne întâlnim să facem mai departe împreună. Dacă am terminat de făcut cei 15 pași alunecați, fac ochi de lanț, întorc lucru, dar îmi țin să-mi văd V-ul ăsta aici în față, da? Uite, V-ul ăsta prin care am lucrat. Și luând doar V-ul din spate, da? Încep și fac din nou pași alunecați. Și vine 1, îl fac și pe al doilea, îl fac și pe al treilea, îl fac și pe al patrulea. Aripioara este făcută doar din pași alunecați. Este puțin mai greu de lucrat, dar nu este imposibil. Trebuie doar puțină răbdare și puțină atenție. Deci v-am zis, faceți doar pași alunecați. Și am făcut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Îl facem și pe al 7-lea. Îl facem și pe al 8-lea. Îl facem și pe al 9-lea, 10, 11, 12, 13 și îl fac pe al 14-lea și în ultimul ochi aici nu mai lucrez. Deci, în partea asta, întotdeauna, când ajungem aici, o să facem cu un picioruș mai puțin. Când mergem către partea asta unde avem firul ăsta de ață, aici trebuie să ne rămână partea dreaptă, da? Deci am făcut 14 pași alunecați, fac ochi de lanț, întorc lucru și nu aici unde am făcut ochiul de lanț, în următorul încep și fac 14 pași alunecați, da? Și mă duc până în capăt. Am făcut pe primul, vedeți că merge puțin mai greu, dar cu atenție și cu răbdare îi luăm pe fiecare, da? L-am făcut pe al doilea, îl fac și pe al treilea și tot așa până ajung în capătul lucrului. Când ajung aici la
capătul rândului, revin să vă arăt cum luăm ultimul ochi. Și am ajuns la finalul rândului 3, da? Și vedeți, aici avem ultimul ochi. Ăsta o să vă fie mai greu de luat, dar trebuie neapărat luat ca să rămână partea dreaptă, da? Și cu atenție, vedeți, îl prindeți, doar că intră puțin mai greu. Și la anumite rânduri, când nu vă intră croșeta de 2,25, vă luați croșeta de 2 și prindeți cu asta firul pentru a face ultimul pas alunecat, da? Și l-am făcut pe al 14-lea. Fac ochi de lanț și întorc lucru și la rândul 4 facem în felul următor. Facem un pas alunecat, îl facem pe al 2-lea, îl facem pe al 3-lea, îl facem pe al 4-lea, opala, îl facem și pe al 5-lea, 6, 7, 8, 9, opala, 10, 11, îl facem pe al 12-lea și îl facem pe penultimul, al 13-lea. Facem un ochi de lanț, întoarcem lucru și aici în V, în V-ul ăsta din spate, începem și facem 13 pași alunecați până în capătul rândului. Deci dacă rândul 4 l-am terminat cu 13 pași alunecați, rândul 5 îl facem tot cu 13 pași alunecați. Ne întâlnim la finalul rândului să facem mai departe împreună. Acum, la rândul 6 facem 12 pași alunecați și vine 1, 2, facem și pe al 3-lea, îl facem și pe al 4-lea și tot așa până ajungem la al 12-lea. După ce l-am terminat pe al 12-lea, facem ochi de lanț, ne întoarcem lucru și acum rândul 7 îl facem cu 12 pași alunecați. Eu v-am explicat și la început, când veniți în partea asta, aveți tot timpul cu un picioruș mai puțin, aici trebuie să ne rămână dunga dreaptă și trebuie să nu scădem. Deci dacă aici am ajuns și am făcut 12, înapoi ne întoarcem cu 12 pași alunecați. Ne întâlnim la rândul 8 să facem mai departe împreună. Dacă rândul 7 l-am terminat cu 12 pași alunecați, înseamnă că la rândul 8 trebuie să facem 11 pași alunecați, da? Și facem pe primul, îl facem pe al 2-lea, îl facem pe al, opala, îl facem și pe al 3-lea și tot așa până facem 11 pași alunecați. Când terminăm rândul 8 cu 11 pași alunecați, ne facem un ochi de lanț și ne întoarcem cu rândul până în capăt și facem din nou 11 pași alunecați. Dacă rândul 9 l-am terminat cu 11 pași alunecați, acum la rândul 10 trebuie să facem cu 10 pași alunecați și l-am făcut pe primul, îl fac și pe al 2-lea și mă duc tot așa până fac 10 pași alunecați. Când ajung la finalul rândului, fac un ochi de lanț și mă întorc cu rândul 11, unde fac tot 10 pași alunecați. Ne întâlnim la rândul 12 să facem mai departe împreună. Dacă rândul 11 l-am terminat cu 10 pași alunecați, acum rândul 12 îl facem cu 9 pași alunecați. L-am făcut pe primul, îl facem și pe al 2-lea și tot așa până facem 9 pași alunecați. După ce am făcut cei 9 pași alunecați, facem un ochi de lanț și ne întoarcem cu rândul 13, tot cu 9 pași alunecați. Ne întâlnim la rândul 14 să facem mai departe împreună.
Dacă rândul 13 l-am terminat cu 9 pași alunecați, acum la rândul 14 facem 8 pași alunecați. Și vine 1, îl facem și pe al doilea și tot așa până facem 8 pași alunecați. Când ajungem la finalul rândului, facem un ochi de lanț și ne întoarcem cu rândul 15, tot cu 8 pași alunecați. Ne întâlnim la rândul 16 să facem mai departe împreună. Dacă rândul 15 l-am terminat cu 8 pași alunecați, acum la rândul 16 facem 7 pași alunecați și facem pe primul, îl facem și pe al doilea, îl facem și pe al treilea și tot așa până facem 7 pași alunecați. După ce terminăm cei 7 pași alunecați, facem un ochi de lanț și ne întoarcem cu rândul 17, tot cu 7 pași alunecați. Ne întâlnim la rândul 18 să facem mai departe împreună. Dacă rândul 17 l-am terminat cu 7 pași alunecați, acum la rândul 18 facem 6 pași alunecați. Și îl facem pe primul, îl facem pe al doilea și tot așa până facem 6 pași alunecați. Când ajungem la al șaselea pas alunecat, facem ochi de lanț și ne întoarcem și facem rândul 19, tot cu 6 pași alunecați. Ne întâlnim la rândul 20 să facem mai departe împreună. Dacă rândul 19 l-am terminat cu 6 pași alunecați, acum la rândul 20 facem 5 pași alunecați. Când ajungem la finalul rândului, facem un ochi de lanț și ne întoarcem cu rândul 21, tot cu 5 pași alunecați. Dacă rândul 21 l-am terminat cu 5 pași alunecați, acum la rândul 22 facem 4 pași alunecați și îl facem pe primul, îl facem pe al doilea, îl facem și pe al, opala, îl facem și pe al treilea și îl facem și pe al patrulea, fac un ochi de lanț, întorc lucru și rândul 23 îl fac tot cu 4 pași alunecați. Vine 1, 2, 3 și acum la urmă să-l prindem pe al patrulea. Opala. După ce facem al patrulea pas alunecat, facem un ochi de lanț. Și până aici cu rândurile. Acum, eu o să-mi iau croșeta de 2 să-mi fie mai ușor și în fiecare loc de aici îmi introduc croșeta. Opala. O să meargă puțin mai greu, dar cu răbdare, știți voi cum e, cu răbdare merge. Și introduc aici și îmi scot fir 1, mă duc mai departe, îmi scot fir 2, mă duc mai departe, îmi scot din nou și mă duc așa până în capăt. Da? Unde avem bulburile astea, ne introducem croșeta și scoatem câte un fir pentru a face aripioara noastră să stea așa rotundă, da? În capătul ăsta, mai scot și aici și mă duc așa până în capăt. V-am spus, trebuie un pic cu răbdare, că intră mai greu croșeta. Eu de-aia mi-am și luat-o pe cea de 2, să-mi fie mai ușor. Bun, și aici, mai avem încă un pic, o dată aici. Opala, dați că n-am prins bine. O dată aici. Așa. Și încă o dată fix aici în nod. Și acum încet și cu răbdare îmi scot prin toate firele și fac două ochiuri de lanț pentru a-mi asigura bine lucru să nu se desfacă. Îmi tai ața. Bun.
Și acum nu ne rămâne decât să ne ascundem firele. Și așa arată aripioarele noastre. Vedeți? Ne ascundem firele și facem mai departe. Bun, dragele mele, și dacă am terminat de croșetat împreună aripioarele păpușicii noastre, mai departe voi aveți de făcut singure ochișorii, aveți tutorial în totalitate la păpușica Prunica, să-i puneți părul și, dacă doriți, opțional să-i faceți o mică fustiță din tiul. La păr, să nu uit să vă zic, puneți doar pe primele trei rânduri, pe porțiunea asta de sus, să nu-i puneți absolut deloc, să nu-i devină căpșorul foarte greu. Și ce mai aveți de făcut singure sunt urechiuțele. Le prindeți la distanță de 3 ochiuri. De la terminarea ochiului și până unde puneți urechea sunt 3 ochiuri între ele. Bun. Dacă v-am spus toate astea, asta înseamnă că am ajuns la finalul proiectului nostru. Nu-mi rămâne, dragile mele, decât să vă urez spor la treabă, să vă dau întâlnire în video următor și să vă reamintesc să vă abonați la acest canal dacă n-ați făcut-o până acum. Vă pup, dragilor, spor la treabă! Pa, pa!